Bună seara și bine v-am regăsit, stimații telespectatori! Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre proiectul de eficiență energetică și izolare termică a clădirilor publice din municipiul Chișinău, precum și despre contractul de împrumut pentru implementarea acestui proiect. Aceste aspecte, dar și altele, vom încerca să le abordăm împreună cu Mariana Ambros, șef al cabinetului fracțiunii PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit, doamna Ambros! Bună seara și bine v-am găsit! Haideți, pentru început, să explicăm telespectatorilor noștri cât de complex și rațional, de fapt, este acest proiect de eficiență energetică și izolare termică a clădirilor din municipiul Chișinău. Deci nu, nimeni nu contestă, de fapt, importanța implementării acestui proiect, pentru că toate autoritățile publice, centrale și deci locale tind să implementeze astfel de acțiuni, astfel de planuri, astfel de programe, încât să atingă un nivel deci permisibil în eficientizarea consumului de energie. Și aici avem un spectru foarte larg de acțiuni. Programul este unul binevenit și este practic o componentă a deci, programului de acțiuni pentru economie, deci pentru energia durabilă. Acolo unde sunt de fapt incluse și acțiuni privind eficientizarea consumului în transportul public, eficientizarea consumului de energie și în sectorul deci parțial privat, da? În consumul de energie termică și deci alte segmente. Evident, este de fapt important cum ne propunem să implementăm acest proiect, din ce surse și care va fi de fapt acoperirea financiară, astfel încât să nu ne trezim că deci, creăm niște situații de fapt complicate din punct de vedere bugetar, având în vedere că bugetul municipal cade din an în an într-o austeritate fără precedent. Deci cam asta este ideea. Haideți să vedem în ce măsură considerați că se va acoperi necesitățile de soluționare a problemelor la capitolul eficienței energetică la municipiul Chișinău. Deci dacă facem referință la întreg programul de acțiuni pentru energia durabilă, da, atunci implementarea acestuia ar însemna atragerea a peste 570 milioane euro. Deci la nivel de municipiu o sumă colosală care de fapt nu știu dacă municipalitatea și-ar permite cu nivelul veniturilor înregistrate în mediu în ultimii 3 ani, nu știu dacă și-ar putea o permite pentru următorii 10 ani. Deci, dar acest program urmează să fie implementat până în 2020, ținând cont de deci obiectivul de a reduce cu 20% deci atât consumul de energie, cât și deci volumul emisiilor în atmosferă. Deci evident că municipalitatea... Acest lucru este realizabil? Nu sunt simple afirmații ale unor persoane, pentru că s-a tot vehiculat în media această cifră de reducere. Haideți, atunci când vorbim de, da, deci pe cât de realizabil ar fi implementarea, da, acestui program, să ne referim mai întâi la capacitatea instituțională și profesională a autorității publice locale a municipiului Chișinău și nu doar deci, să punem la discuție posibilitățile financiare a acesteia din punct de vedere bugetar. Pentru că deci, în perioada 2009-2012, conform unor informații livrate de către Cancelarea de Stat, deci proiecte cu finanțare nerambursabilă, inclusiv și pentru cele destinate eficienței consumului de energie,
la nivel APL au fost acoperite cu circa 1 miliard 600 milioane deci euro. Și în acest program, deci nu vedem ca municipalitatea să fie atras ceva din, deci, din aceste surse. Vorbim de o pasivitate sau vorbim de o lipsă vorbim de profesionalism? Vorbim de o lipsă de profesionalitate, vorbim de un interes sporit mai mult pentru valorificarea surselor bugetare și valorificarea surselor din împrumuturi externe decât din cele nerambursabile. Și aici vreau să dau o replică. Că dacă primarul general Dorin Chirtoacă deci a venit să gestioneze urba noastră în cel de-al treilea mandat fiind un primar european, de ce nu a acționat la timp și cu maxim profesionalism să atragă astfel de surse financiare nerambursabile, așa cum au făcut-o alți primari? Chiar și, deci mă refer la unele deci administrații publice locale rurale, care deci au, care au valorificat zeci de milioane de lei și în infrastructura de drumuri și în eficiență energetică. Deci vorbind de lipsa de capacitate instituțională și profesională la nivel de municipiu Chișinău în cele trei mandate, deci mă refer și la incapacitatea primăriei municipiului Chișinău de a atrage și surse nerambursabile dintr-un fond specializat în eficiența energetică, cum ar fi Fondul pentru Eficiența Energetică. Acolo unde timp de 2 ani s-au deci valorificat peste 325 milioane lei. Deci 2013-2014. În 2015-2016, în următoarele apeluri, urmau să fie valorificate aproape 450 milioane lei și toate pentru deci, proiectele destinate eficienței energetice. În mare parte, aceste finanțări au fost oferite de către Fondul pentru Eficiență Energetică pentru, anume pentru termoizolarea blocurilor, instituțiilor publice, școli, grădinițe, alte, deci clădiri, în proprietatea statului. Doamna Ambros, la 23 februarie, dacă nu mă înșel memoria, în ședința primăriei, domnul primar făcea referire la aceste proiecte care de altfel sunt susținute de BERC și de BI, da? Este așa? De regulă, aceasta ar însemna că peste o anumită perioadă de timp ar trebui să rambursăm această sumă. Sau care este adevărata stare de lucruri? Deci, primarul obișnuiește să deci atragă surse împrumutate, în special din exterior, și să implementeze de fapt unele proiecte, deci nimeni nu le contestă că ele sunt mai puțin sau mai mult importante. Deci el practic preia aceeași experiență pe care deci a făcut-o în achiziția de troleibuse. Deci atrage iarăși o sursă, aș spune eu, destul de scumpă, deci o sursă financiară destul de scumpă pentru a implementa un deci proiect de interes public. Da, deci recunoaștem că este o componentă esențială și de grant, pe lângă deci creditul oferit în cazul troleibuselor 3 milioane euro, aici în cazul termoizolării blocurilor 5 milioane de euro, dar să nu uităm și de condițiile speciale pe care le pune instituțiile financiare internaționale în organizarea deci licitațiilor, în organizarea achizițiilor publice. Deci ele urmează a fi deci achiziții publice la nivel internațional, ceea ce ar însemna deci achiziția unui produs de standard, poate și mult mai scump decât deci ar fi ca efect
în rezultatul unei licitații la nivel național. Asta e condiția instituțiilor financiare internaționale. Plus la asta, deci să ne referim că la faptul că deci primarul general intenționează întotdeauna să implementeze aceste proiecte cu deci o anumită grabă. Deci făcând abateri grave de la legislație, procedură, de la procedură. Deci ne referim și la deci încălcarea legii cu privire la finanțele publice, articolul 14. Deci care spune că deci suma anuală rambursată nu trebuie să depășească cota de 20% din venitul bugetar al administrației publice locale. Deci și aici domnul primar deci vine iarăși cu o șmecherie în negociere și cere deci un termen, o perioadă de grație, deci să amâne un pic deci rambursarea deci acestor mijloace mijloacelor financiare componente deci din corpul creditului să achite, să înțeleg, doar dobândă și amână pentru deci ulterioarele mandate. Deci ceea ce din punct de vedere nu este corect să decizi tu. Deci ce are de întors cel care vine după tine? Deci cu atât mai mult că dumnealui încalcă și unele norme ceea ce ține de competențele consiliilor locale. Să nu uităm că avem deja o nouă lege din anul trecut privind statutul municipiului Chișinău pe care deci Partidul Liberal a înaintat-o. Partidul Liberal a susținut-o, a cerut-o de la majoritatea parlamentară și tot Partidul Liberal vine să încalce normele juridice a acestei legi. Deci mă refer la articolul 6 al acestei legi cu referință la deci statutul special. Deci, de fapt, atribuțiile Consiliului Municipal, chiar și legii 436 cu privire la administrația publică locală, iarăși articolul 14, aceleași atribuții prevăzute în ambele legi, să zic, speciale. Deci dumnealui se grăbește și iată, deci abaterile astea deja s-au produs pe 6 decembrie 2016, când primarul general, neavând o decizie la nivelul Consiliului Municipal, deci negociază și încheie un contract totuși de împrumut. Da. Ca ulterior să vină cu un proiect de decizie în fața CMC, deci unde încă nu sunt deci indicate toate condițiile de contractare până la ultima. Domnul Ambros, recent chiar în acest studio experții în energetică, precum este domnul Tofilat, se semnaliza sau mai bine zis trăgea acest semn de alarmă despre posibilitatea de lapidării acestor mijloace financiare împrumutate. Haideți să aflu și părerea dumneavoastră. Tinerii experți niciodată nu greșesc. Deci pe lângă sinceritate mai au și maximă corectitudine. Sergiu Tofilat și Ianuș Cușnir, da, care au organizat recent și acea conferință de presă, vin de fapt cu niște argumente foarte clare. Deci bazate pe deci unele răspunsuri și unele, să zic eu, lipsuri, da? Deci sau limitări în accesul la informații. Și în ceea ce privește deci practica dubioasă la implementarea proiectelor, acești doi experți chiar au cu dreptate, pentru că deci în implementarea proiectului MOREF. Da, chiar nu să anticipați o întrebare a mea, da, vă rog, spuneți. Deci, Sergiu Tofilat a scos în evidență
Deci unele abateri de la planul implementării proiectului. Deci a identificat unele locații care de fapt nu au fost supuse deci reparației capitale pentru ulterioara deci reducere de consum de energie. Precum, ce privește deci, schimbarea, da, de schimbarea de geamuri ușuri, da, și dacă nu mă înșel, deci dumnealui chiar și identificase în jur de 20 de locații care deci nu au cunoscut deci implementare conform proiectului, ceea ce a însemnat de fapt devieri de la deci destinarea cu rigurozitate a surselor financiare provenite din deci surse externe. Dar cel mai strigător la cer este că cel puțin două blocuri nici nu există pe hartă, dar au beneficiat de finanțare. Deci este o, aș spune eu, o alarmă. Da. Deci un motiv care ne-ar pune, deci care ar pune mari semne de întrebare referitor la corectitudinea majorității, deci la corectitudinea implementării majorității proiectelor implementate la nivelul municipiului Chișinău, indiferent de sursă. Dacă cu atâta monitorizare la implementarea proiectelor cu acoperire din surse externe s-a permis așa ceva, vă imaginați ce se întâmplă atunci când se implementează proiecte deci acoperite curat din surse bugetare, mă refer din bugetul municipal, pentru că alte surse nu avem. Deci și ăsta este un lucru deci mai mult decât trist. Întrebam și experții. Am putea găsi o explicație cum au fost selectate aceste blocuri? Să știți că până acum Dorin Chirtoacă nu a putut să răspundă cu referință la criteriile, să aducă criteriile clare. Deci, în baza cărora au fost selectate aceste blocuri. Ei bine, că procedura implementării proiectelor de eficiență energetică prevăd deci efectuarea unui audit energetic. Și eu regret faptul că primăria municipiului Chișinău nu are capacitatea profesională, nu are resursele umane, deci necesare, care să elaboreze proiecte sau care cel puțin să se ocupe intensiv deci de atragerea unor consultanți, chiar și din societatea civilă, pentru elaborarea unor proiecte, și s-a omis deci atragerea unor surse destul de importante. Și mă întorc iarăși la Fondul pentru Eficiență Energetică. Să cunoască toată lumea. Deci primăria a venit cu un singur proiect, iluminatul stradal pe Bulevardul Dacia. Deci proiect la elaborarea căruia au fost încălcate poate mai mult decât jumătate din criteriile de eligibilitate a proiectelor pentru eficiență energetică. Și aici vin cu un argument că deci în devizul de cheltuieli a fost inclus deci investiția în piloni. Deci ceea ce de fapt constituie o achiziție deci pentru deci achiziție în construcții capitale. Deci pilonii nu fac, deci nu constituie deci acea componentă pentru calculul perioadei de recuperare a investițiilor în eficiența energetică. Deci bine, deci lămpi, deci tot ce vreți pentru deci reducerea iluminare consumului în iluminat, nu piloni. Deci ceea ce din start a deci pus în situație, chiar dacă era unicul proiect la nivel de fond pentru eficiență energetică, depus de către municipalitate, să fie respins. Deci oare așa este de greu să deci percepi corect deci acele criterii de eligibilitate și să le respecti cu strictețe?
Doamna Ambros, haideți să vorbim un pic despre licitație. Cine a făcut-o totuși? Experții noștri, până la urmă, ne-au spus că este un cerc vicios în toată treaba asta. Deci să știți că primarul general timp de 9 ani de zile de când guvernează municipalitatea nu a fixat o regulă clară. Cine este totuși responsabil pentru licitații, achiziții în valoare mare? Deci avem tot deci felul de proceduri de achiziții. Deci unde responsabil poate fi primăria municipiului Chișinău pentru deci, reparația drumurilor pe când avem o subdiviziune specializată. Deci este scoasă din deci, proces pentru, cel puțin pentru monitorizare și verificarea corectitudinii Direcția Generală Economie, care în subordine are o secție responsabilă pentru achiziții. Și această secție deci, a rămas drept o cancelarie din registrarea a contractelor deci, de achiziții publice, fără o funcție clară de monitorizare, de supraveghere a procedurii de achiziții publice. Este deci, regretabil. Este regretabilă această practică a primarului general. Dumnealui nu, deci, pe de altă parte, să zicem, deci unele condiții în organizarea licitațiilor, deci în funcție de sursa de acoperire acestuia, deci este impusă fie de finanțator, fie, dar totuși trebuie să existe o claritate. Cine se ocupă? Cine monitorizează și supraveghează? Deci cine își ia responsabilitate pentru corectitudine, pentru că achizițiile deci, la nivel municipal au servit motiv pentru deschiderea multiplelor dosare penale. Deci primăria în repetate rânduri este învinuită de lobby în deci, apărarea intereselor de grup. Deci este, să ne aducem aminte de deci contractul pentru reparația străzilor, arteriilor principale ale orașului, Bulevardul Ștefan cel Mare, Alexandrei Negruții. Deci o achiziție de o valoare exorbitantă care deci nu cunoaște finalitate. Acolo unde deci, această achiziție a servit drept subiect de funcționare a unui deci, a unei comisii de anchetă care au scos în evidență în mandatul trecut o serie de nereguli, deci fiind transmisă la organele de resort pentru a clarifica unde au fost deci, încălcări. Și până astăzi nu cunoaștem. Deci care e de fapt deci, situația, lucrările fiind tergiversate, deci imaginea orașului este așa cum este, deci o practică, aș spune eu, mizerabilă. Atunci când vorbim despre proiectul de eficiență energetică, trebuie să înțelegem că acest proiect va continua și în 2017 sau continuă și în 2017, pentru că dacă nu mă înșelă, memoria, prevederile erau până în 2019. Deci conform programului de acțiuni pentru energia durabilă, deci aceste acțiuni sunt prevăzute până în 2020. 20. Dar iarăși repet, deci acoperirea tuturor necesităților prevăzute în prezentul plan presupune cheltuieli enorme. Deci investiții de peste 570 de milioane și o deci o lipsă de interes pentru atragerea unor surse nerambursabile aici care deja există în țară și sunt puse la disponibilitatea administrației publice locale este chiar regretabilă. Pentru că se deci intenționează doar creditare, doar creditare. Deci toate împrumuturile astea urmează noi, noi cu dumneavoastră să le întoarcem. Deci și necătând la aceste perioade de grație,
Deci este suficient că deci, până în 2020 vom achita dobânzi, chiar dacă acestea la creditele în valută sunt sub 5%. Deci, dar iată din experiența deci, proiectului achiziția de troleibuse, deci sunt, există și alte costuri pentru întreținerea creditului, nu doar dobânda anuală. Da. Deci marja de împrumut, dobânda anuală, comision unic, deci în valoare de, urmează să vedem, deci condiții dure de reziliere, pentru că implementarea proiectelor presupune și o contribuție proprie din bugetul municipal. Deci și dacă în condițiile în care noi ne așteptăm cu austeritate bugetară să înregistrăm un deficit de minim 500 milioane lei, deci vă dați seama ce... Deci care este starea de lucruri? Care este starea de lucruri și cu câtă contribuție vom putea veni la implementarea acestor proiecte? Și, deci, grantul de care vorbește domnul primar în valoare de 5 milioane lei, de euro, cer scuze, deci urmează să-l deci obținem prin trecerea sau prin parcurgerea unor etape, a unor proceduri. Nu este chiar așa de ușor. Deci și pe de o parte noi vom fi constrânși să achităm deja, deci am o prognoză că vom fi constrânși să achităm ceva taxe pentru deci întârzierea de implementare a proiectului, cum ar fi taxă de angajament și așa mai departe. Plus la asta mai este deci o rată Euroribor care deci de regulă este flotantă și nu ne putem aștepta, deci care o să fie mărimea acestea. Da. Deci atunci când vorbim de 5%, sub 5% dobândă anuală, trebuie să mai luăm în calcul și alte costuri de întreținere a creditului. Deci trebuie să mai luăm în calcul și acele perioade de grație care ne spune că din corpul creditului nu vom întoarce, ceea ce ar însemna că noi, deci dobânda și celelalte cheltuieli de întreținere a creditului le vom achita pentru întreg corpul creditului. Deci este, aș spune eu, deci cam riscant, deși, deci iarăși mă întorc la ideea că deci aceste proiecte sunt binevenite, dar trebuie să fim foarte atenți și foarte perseverenți în ceea ce înseamnă etapele de implementare și să fim foarte raționali. Pentru că deci, programul de acțiuni pentru energie durabilă nu pune accent doar pe termoizolarea blocului. Asta a fost măsura cea mai atractivă pentru primar de a, deci foarte repejor și deci să foarte schimbăm comod. Câteva geamuri. Da, foarte comod să deci organizeze niște licitații așa din într-o singură lovitură, deci la deci 10 de milioane de euro valoare. Avem și alte aspecte în eficientizarea consumului de energie sau alte segmente, alte domenii, cum ar fi, de exemplu, consumul de carburanți în transportul public. Deci, care, de fapt, în, ca cotă în deci, emisii, este cam egală cu ceea ce deci înseamnă emisiile din deci termoenergetică. Și vreau să vă zic că deci poate era cazul să fie organizată o dezbatere publică și să fie deci ales domeniul de eficientizare a consumului de energie, fie în transport public, fie în termoizolare. Deci să ascultăm experții, pentru că bănuiesc că după numărul de beneficiari, dacă luăm ca criteriul de, sau ca indicator de atractivitate al proiectului,
Ținând cont că clădiri avem mai multe și nu avem niște criterii clare de selectare acestuia, poate ar fi fost mai atractiv să investim în transportul public urban. De ce nu? Acolo unde numărul de beneficiari la implementarea proiectului ar fi fost mult mai mare și de care ar fi beneficiat majoritatea chișinăuienilor și chiar locuitorii din suburbiile municipiului. Doamna Ambros, vreau să revenim un pic la acest proiect de schimbare a geamurilor și ușilor și să vă întreb, locatarii care au beneficiat de aceste servicii, ei urmează să-și aducă o contribuție financiară? Cum se va face rambursarea? Să știți că acest aspect nici nu a fost pus în discuție până ce. Deci, aspect care trebuia scos în evidență și clarificat în cadrul unor dezbateri publice. Și aici punem deja problema de transparentizare a procesului decizional. Și iarăși mă întorc la cei tineri experți. Da. Deci în presă era reflectată informația precum că Sergiu Tofilat ceruse deci, dezbaterea acestui contract de împrumut pentru implementarea PAED-ului. Da. Deci încă în 28 noiembrie, dacă nu mă înșel, și avem de atunci 3 luni pline. Deci care este totuși motivația primăriei municipiului Chișinău de a nu respecta aceste norme prevăzute în legislație cu privire la transparența procesului decizional? Ne punem întrebarea și eu tot la această întrebare pot să vă răspund. Vă rog. Practicile dubioase. Dar de ce este până la urmă primăria cu interesată a nihila ceea ce se numește transparență în actul decizional, spuneați un pic mai devreme? Există deci, scheme, există interese directe? Nu aș prefera să fac învinuiri nefondate. Da. Dar din tot ceea ce este reflectat în presă. Deci achizițiile, chiar dacă deci, sunt organizate și cu implicarea și condiționarea de către instituțiile financiare internaționale, deci, oricum, nu sunt transparente. Deci, lipsa transparenței procesului decizional în perioada precontractare și în perioada postcontractare au ele o legătură. Deci, logică. Ca efect să producă deci, niște interese deci, personale, niște interese de grup. Deci nu în zadar, deci se pune întotdeauna problema deci majorității în Consiliu. Pentru că implementarea acestor deci, proiecte presupun niște interese personale. Haideți să vedem. Fondul Național pentru Dezvoltare Energetică, sau mai bine zis de la acest centru, câte proiecte au beneficiat capitala? Fondul Național pentru Dezvoltare Regională. Regională, da, cer scuze. Deci, să facem mai întâi explicație, o clarificare. O clarificare. Deci, municipiul Chișinău este una din regiunile de dezvoltare din cele 6 ale țării. Deci, în perioada 2010-2015 au fost valorificate aproape 1 miliard de lei. Aproape. 965 milioane lei. Deci iarăși pentru, destinate pentru proiectele de infrastructură unde erau deci, eligibile și cele din domeniul energetic, inclusiv pentru eficiență. Spre marea noastră mirare și indignare, primăria municipiului Chișinău nu a atras nimic. Deci pe parcursul acestei perioade avem 6 ani fără 2016. 7 ani.
prin intermediul unor suburbii din municipiul Chișinău, deci primăria atrage 1%, sub 1%. E o rușine. Ca o regiune de dezvoltare din cele 6, să aibă un indice atât de mic. Da? Să aibă un indice atât de mic. Și aici, iarăși, deci fără comentarii, putem face referință la capacitatea profesională și deci instituțională, care, de fapt, pot să spui că deci este o incapacitate. Nu poți să o califici cum este ea. Deci este o incapacitate. Este neprofesionalismul administrației publice locale de a identifica surse de finanțare și de a le atrage, în special în cazul când acestea sunt nerambursabile, cu o contribuție de 10% din bugetul local. Deci aici ne bucurăm că ni se oferă 5 milioane grant, deci din cele 25, dar sursele pe care le-am avut la disponibilitate de atras, deci cu o proporție de 90%, le-am retras. Deci le-am omis, ignorat. Le-am ignorat. Deci lucru de neînțeles. Haideți să vedem, iarăși făcând referire la experții care s-au pronunțat pe marginea acestei probleme, atunci când vorbim despre eficiență energetică și izolarea termică a clădirilor, trebuia de văzut multiaspectual această problemă, precum ați menționat un pic mai devreme. Una din problemele identificate ar fi și modul în care vine această căldură în blocuri. Domnul Tofilat se referea la sistemul de încălzire pe orizontal ca fiind unul din cele mai eficiente. Întrebarea este una firească în acest context. A avut loc vreo dezbatere, cel puțin la nivel teoretic aș numi, pentru că la nivel practic bănuiesc chiar nu a existat atunci când s-a implementat acest proiect, s-a ținut cont, dacă nu de părerea acestor experți, cel puțin o reacție a societății civile? Cum se implementează asemenea proiecte? Din păcate nu a fost nicio dezbatere publică. Și deci Sergiu Tofilat se deci referea la caracterul complementar a celor două acțiuni care trebuie implementate concomitent pentru deci atingerea unor performanțe în eficientizarea consumului de energie. Atât instalarea unor sisteme de încălzire pe orizontală, cât și termoizolarea. Deci sunt două acțiuni complementare, una fără de alta, nu știu dacă deci sunt, să zic eu, permit atingerea acelor indicatori despre care noi discutăm și în perioada de recuperare a investițiilor și în reducerea emisiilor de carbon. Ceea ce, de fapt, sunt doi indicatori foarte importanti și din punct de vedere economico-financiar și din punct de vedere deci, tehnic și deci, de mediu până la urmă. Pentru că pentru atragerea acestor surse nu suntem doar motivați să economisim niște surse, ci să atingem și niște performanțe la ceea ce înseamnă protecția mediului, la ceea ce înseamnă deci, implementarea strategiilor de industrie a mediului. De ce nu? Atunci când vorbim despre aceste clădiri, nu zadar vă întrebam pe parcurs emisiuni după ce criterii au fost selectate. Revin la acest gând și vă îndemn să vorbim cel puțin ipotetic. Dacă nu există clădiri într-o stare avansată de avariere care au beneficiat de acest serviciu de schimbare a geamurilor și ușilor și ca într-un termen relativ scurt să ne pomenim în situația în care ele ar trebui demolate. Am văzut pe o fotografie prezentată și de experții noștri, au beneficiat o casă cu două nivele. Să știți că deci, se încadrează în aceste criterii? Unde e logica până la urmă? Deci mai puțin am intrat în esența aspectelor tehnice. Da. Dar vreau să vă spun că nu doar ceea ce ați identificat dumneavoastră ca o iraționalitate într-o clădire deci, avariată sau cu o vârstă înaintată, da, cu o vârstă mare.
ci și ar fi posibil ca în unele clădiri în stare bună să fie irațional făcute investiții, doar de dragul investițiilor. Da. Pentru că deci, multe din clădirile construite pe, deci, în perioada sovietică nici nu necesită termoizolare. Am o experiență proprie în acest sens când am încercat să deci, atrag surse pentru un audit energetic la o clădire a căror pereți, deci grosimea era de, da, 40 de centimetri și nu era cazul. Deci ar putea să existe și problema deci iraționalității investițiilor efectuate. Haideți pe final de emisiune, probabil mai avem 2-3 minute la dispoziție, să discutăm despre rolul societății civile în implementarea acestor proiecte. Cum este de fapt și ce ar trebui să fie? Și nu doar a societății civile. Vă rog. Eu încă în 2009, în 2010, când eram în echipa primarului general, deci căutam pe undeva să-l conving că deci, în efectuarea auditului energetic și în elaborarea de proiecte, deci ar fi cazul să atragem și mediul academic, mediul universitar, pentru că noi avem un potențial enorm. Și în 2009 chiar și deci, elaborasem un proiect în acest sens cu consolidarea capacității administrației publice locale prin colaborare cu alte instituții, inclusiv și cu Universitatea Tehnică și încă atunci, deci duceam tratative cu Universitatea Tehnică, cu Universitatea din Lund, Suedia, specializată în eficiența energetică, cu Ministerul Economiei, ca deci toate aceste costuri privind deci efectuarea de audite energetice, de efectuarea unor deci, studii de fezabilitate, prefezabilitate, deci să fie cumva deci, acoperite din deci, eforturile mediului academic și vreau să vă zic și universitar și vreau să vă zic că deci, universitățile au manifestat o deschidere față de cererea noastră. Am avut invitat atunci și un reprezentant al Universității Lund, dar din păcate iarăși primarul general cu întârziere. Deci dumnealui vorbește că deci, acest proiect l-a costat în timp deci, acțiuni din 2012 încoace. Să-și amintească ce făceau consilierii lui din 2009. Adevărat. Și până în 2010. Deci pentru că de atunci deci am început deci a acționa în vederea deci elaborării unui plan, în vederea consolidării capacității administrației publice locale pentru implementarea proiectelor de eficiență energetică. Dumnealui a venit mult prea târziu, abia în 2012, când a fost trezit de convenția primarilor, invitat, așa știți, deci... fiind impus până la urmă. Dobrovolna prinudițilna. Da. Deci fiind impus, deci în contextul unor politici deci regionale din sud-estul Europei să implementeze niște proiecte. Dar deci dumnealui nu vede deci oportunitățile care de fapt sunt acasă mai întâi. Doamna Ambrosiu, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și pentru explicațiile pe care ne le-ați oferit telespectatorilor pe marginea acestor proiecte și, de fapt, a necesităților la acest capitol. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii în studioul nostru. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi și de echipa Accent TV.